farsă în direct. Eu plec, adică nu stau mult. Ți-ai făcut scenariu tot, da? Am de mulți vaca pentru că mi-am... Nu, am eu multe cu tine astăzi, Daniel, până la sfârșitul emisiunii. Atenție, sună. E... Dar mai bine scrieți voi pe ecran, da? Cine e la telefon? Dați mai tare. Nu aud în căști. Dați mai tare în difuzoare. Nu aud în căști. Degeaba mi-a spus casca asta. Da. Da, vă rog. Alo. Da, vă rog, vă ascult. Bună seara. Bună seara. Sunteți domnul Jean de la Craiova? Da, eu sunt. Spuneți. Îmi cer scuze că vă deranjez. Sunt de la... De la Iași, vă sun din la comuna Grajduri. Grajduri? Grajduri, da. Mă numesc Stănescu Portocala. Portocala? Da, așa, mă... Sunt rude cu Bulivașul de pe Moldova, domnul Stănescu Ferdinand. Ah, la romi, romi. La rom, da. Suntem țigani, nu ne este rușine să recunoaștem. Nicio problemă. Și vreau ca să facem și noi o nuntă așa, să moară dușmanii, cum s-ar spune. Țigănească. Țigănească adevărată cu... Și am zis pe cine să invităm. Și mi-au zis... Zic să fie cu norocul, dacă... Mulțumim foarte mult și ne-am bucurat foarte mult dacă ne-ați chemat și pe dumneavoastră și să veniți și dumneavoastră la noi, domnul. Că am și mari emoții acum, domnul... Când aveți dumneavoastră nunta? Domnul Jean de la Craiova. Sunteți mireasa dumneavoastră? Nu. Sunt mama lui mireasa. Soacra mică. Soacra mititică și vrem să punem și noi să facem ceva deosebit. Și mi-a zis soacra mea că sunteți un om foarte bun, că mai participat la tot felul de nunți, dar da, să ne ziceți și nouă care ar fi prețul, că eu am auzit la 20.000 de euro că s-ar ridica... 20.000 de... Păi cine sunt eu? George Michael, Justin Timberlake. Așa s-a auzit pe aici, pe la noi. Nu, este prea mult pentru noi. Acum, pentru mine, nu știu. Așa, este prea mult. Am vrea să vă avem și noi la nuntă acolo, să ne cântați frumos. Când aveți dumneavoastră? În ce perioadă aveți? Este în august. În luna august, păi, normal, prima duminică. În joi. Facem joia. Joia ca la țigani. Facem joia. Păi mă miram eu să facem sâmbătă sau duminică. Oricum, prețul, nu știu, nu e foarte mare. Pentru două ore cu formația, cu 3.000 de euro vin. Cât? Iar cu 3.000 de euro. 3.000 de euro? Două ore cu formația. Noi suntem 8 băieți în formație și... Și 10 ore ca să cântați cât ar fi? Dacă câte ore, 2 ore, 3.000 de euro? Sau de la 10 noaptea până la 5 dimineața, sau până să termine nunta, 5.000. 5.000 de euro. Aoleu, e cam mult. Păi cum să fie mult? E mult? E cam mult, că... Na, avem și noi cheltuielile și... Acum noi avem tot felul de business-uri care vedeți că este... perioadă de criză, nu s-a mai vândut nici staniolul, nu s-a mai vândut nici cărămidă, nici mobil. Păi și la voi e criză. Și la noi este criză că suntem într-o mare problemă. Și o să vină și televiziunile să se filmeze și să vă dea la televizor și eu zic că o să fie o publicitate bună. Nu este vorba de publicitate, e vorba să faceți nuntă frumoasă și să luați la nunta noastră ce doriți, nu? Că așa e frumos, să îndepliniți dorința copiilor. Auziți, dar cântați și O viața mea în banii ăștia. O viața mea? Da. Aia o cântă Adrian, nu e melodia mea. Păi și ce dacă o cântă? Cover-uri, nu băgați. Cover-uri? Nu băg eu cover-uri. Mai este piesa aceea care vreți să fie, să deschideți nunta la mireasă. Ai și eu ciupe. Nuneasca. Nu, care o cântă niște băieți, tot cu manele, Ase Ciupego. Ase Ciupego. Este varianta care o cântă în limba română. Frumoasă, 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 ce ți-aș face? Nu mă pricep eu, domnul Jean, de la Craiova, că aș cânta-o eu. Dar haideți să facem cumva, că 5.000 de euro toată noaptea mi se pare mult.
Aolea, cum vi se pare mult 5.000? Și nici nu iau, că dacă i-aș avea, vi-aș da să-mi ridic fuștele alea în sus dacă nu vi le-aș da. Păi facem un contract, venim așa, civilizat, dacă îmi dați un acont, sau veniți la București sau trimiteți copii, păginere. Dar se poate face altfel, de exemplu, noi suntem crescători de animale, avem aici și vaci, avem și capre, și oi, ștruți. Păi cum e criza la voi? Avem ștruți care... Ștruți? Ștruți care face ouăle cele mari, cât capul... Mama, cu ștruțul, mami. Și vă dăm jumate de sumă, să spunem, un 2000 de euro... Să fie banul curat, fără factură, fără TVA-ul și celelalte să vă dăm o văcuță, un căprior, ceva... Păi și unde să duc eu vaca? O blană de nutri să vă dăm. Păi ce să fac cu vaca? O să duc la București vaca aia și cu... Păi o valorificați și dumneavoastră sau... Unde vreți să mai iau ăștia ca aia din aeroport, noi putem transport... Să, putem să vă tăiem acolo, să vă dăm carnea. Dăm... E prea mare de transport ca dată la București. Dar fără sonorizare nu este mai ieftin? Păi asta este baza, sonorizarea. Știți cum este? Dacă n-ai sonorizare bună, poți să cânti tu ca Michael Jackson. A, da, și mai tare, o leacă mai tare din gât. Păi cânta cât vrei să cântă tare, că știți cum e? Dacă nu vin cu sonorizarea, nu... Hai, dă-te încolo că ești fițos! Și atâta vreau să spun că sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zoo, care sunt la... Băi, da. Băi. Salutare! Domnul... Domnul Buzdugan de la Mihai Moraru la telefon. Nu vă supărați, dar... Salut, Mihai! Cereți 5.000 de euro, nu cântați aici Ciupego, nu cântați-o viața mea, dar ce, nu ce vă faceți de banii ăștia? Băi, suntem niște nebuni. Băi, am zis că e o țigancă, dar așa accent de țigancă n-am auzit în viața mea. Mai perfectă țigancă ca Daniel, nu se poate. 5.000 de euro. Mai taie Daniel de da. Deci, doamnelor, domnișoare și domnilor, morala este nu încercați să faceți nunți în barter cu Jean de la Craiova, că nu merge. Banul jos! Băi, nu se poate, băi. Ai cântat, la Iași, acolo? E o zonă de oameni foarte bogați, la Grajduri. Păi am cântat la Iași, dar ce comună mi-a zis? Grajduri. 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 Clanul Stănescu și să știi că există portocala Stănescu, chiar există acolo în Grajduri. Sunt oameni foarte, cum se cade, oameni la locul lor, muncitori. Da. Păi îți dai seama că sunt, dacă n-a zis că e criză, că îmi dă o vacă, zic, unde să mă duc eu cu vaca aia? Mă ia ăștia ca ala din aeroport cu Jeane, laba de urs. Jeane, cât ne ceri... Laba de urs, auzi. Cât ne ceri? Săptămâna viitoare avem un eveniment aici în sân, în redacție, la Răida Bune. Avem o deschidere. Cât ne ceri? Vin pe gratis. O deschidere de picioare la Rodica și Cezara. Cât ce... Cu 5.000 de... Că bagă gratis acolo. Vin pe gratis acolo. Mulțumim, mulțumim băi, mult de tot. Băi, nu te-ai supărat. Ce voce de țigancă, băi, Daniele! A, păi ce? Dar nu cunosc eu! Auzi, poți să o iei prezentatoare în spectacole, dacă vrei! Băi, dar cred că m-a scoate, i-aș lua cine-i măcar o mie! Mulțumim mult să-ți trăiască familia și mai ales Francesc Zoica! Nu, așa se zice. La Grajduri, în Iași, așa se zice. Domnul Jean, să vă trăiască Francesc Zoica! Să aveți la revedere! Pa, pa! La revedere! Să pot face farse și în direct, doamnelor, domnișoare și domnilor. Mai greu. Adică eu nu sunt fanul acestor situații, pentru că se poate întâmpla ca omul să te înjure, să-ți tragă o înjurătură de nu te vezi. Sau să-ți închide telefonul, sau să... E destul de greu. Gina Pistol vine pe lângă...